Alisa, o tânără mamă în vârstă de doar 22 de ani, a murit în chinuri după ce i-au fost smulse organele interne în timp ce năștea. Se pare că medicul care a asistat la naștere este de vină în totalitate. Conform știrile Canal D, Alisa Tepichina, în vârstă de 22 de ani, a murit în chinuri groaznice atunci când medicii i-au smuls uterul în timp ce încercau să-i scoată placenta. Tânăra a făcut stop cardiac, a intrat în comă și a murit din cauza șocului la un spital din Rusia. Organele feminine au fost smulse, apoi împinse la loc când era mult prea târziu, au concluzionat procurorii conform Metro. Doctorița de 27 de ani care s-a ocupat de Alisa este pusă sub urmărire penală pentru moarte prin neglijență. Șeful spitalului și acuzata au negat afirmațiile. Medicii au declarat că uterul tinerei s-a întors pe dos în mod spontan, deși anchetatorii ruși au descoperit altceva. Mai exact, placenta tinerei ar fi trebuit scoasă manual de către doctori, sub efectul anesteziei. În schimb, doctorii au tras de cordonul ombilical într-un mod necontrolat și nepotrivit, ceea ce a dus la întoarcerea pe dos a uterului. Doctorul care se ocupa de naștere nu a sesizat complicația care i-a pus tinerei viața în pericol. Drept urmare, ajutorul medical a fost oferit cu o întârziere inadmisibilă. Uterul a fost repoziționat abia după 4 ore și 15 minute mai târziu, când sângerarea masivă și șocul irreversibil se instalaseră deja odată cu stopul cardiac, au mai explicat procurorii. Alisa a apucat doar să-i zâmbească bebelușului și apoi a murit. Tatăl Alisei a explicat că fiica lui a urlat de durere atât de tare, încât s-a auzit în tot spitalul, transmite spynews.ro.